Salutare! Astăzi voi prezenta o presă pentru arcuri auto de la firma Yato, model YT0605. Cutia conține două prese cu o deschidere de la 90 de mm la 200 de mm maxim. Am cumpărat-o de pe internet acum vreo 2-3 ani de zile, cu 50 de lei, dacă mai țin bine minte. Trusa este foarte utilă pentru comprimarea arcurilor auto, după cum se vede și în schiță. Și conține două prese din oțel de cea mai bună calitate, crom vanadium. Deschidem cutia să vedem ce conține. Așa arată presele, una am strâns-o la minim, cealaltă la maxim, se vede, 90 de mm și 200 de mm, deschiderea maximă. Filetul, după cum se vede, este cu pas mărunt, axul are în diametru în jur de 14 mm. Iar strângerea se face cu o tubulară de 21 de mm sau un antrenor cu clichet de 1x2. Acesta este antrenor cu clichet de 1x2 și pur și simplu ori se introduce în capătul axului, se apasă, după care se strânge. Sau se scoate afară, se introduce tubulara de 21 de mm. Un prelungitor. Și se strânge. Este recomandat că atunci când comprimăm un arc, axul cu pas mărunt să fie uns mai tot timpul cu un spray lubrifiant, pentru că frecarea în acele momente este foarte mare. Și altfel se evită uzura prematură a filetului cu pas mărunt. Cam atât a fost. Sper că v-a fost de folos. Asta a fost tot. Numai bine!